localitatea Vat din comuna Șercaia este la un pas de confort. Edilii locale au reușit să modifice soluția tehnică pentru a relua proiectul de introducere a rețelei de apă și canalizare. Modificarea a fost depusă la centrul de la Alba Iulia în vederea punerii în practică a proiectului pentru care edilii locale au obținut fonduri nerambursabile. Așadar, introducerea rețelei de apă și canalizare la Vat este la un pas de finalizare. După multe luni în care reprezentanții primăriei Șercaia au stopat-o pentru a schimba soluția soluția tehnică, ea va fi reluată și finalizată poate chiar în această lună. Peste jumătate din rețea este executată. Am fost la Alba Iulia, vreau cât mai urgent să dau drumul la proiectul de la VAD. Pentru, pentru că acolo a fost o situație specială, o situație modificatoare de soluție, a impus reluarea vizelor, un act adițional al contractului, deci o foarte multă polologie birocratică pe care trebuie să o îndeplinești în forma de fonduri europene și până la urmă problema asta este a noastră. Problema oamenilor este că nu au apă și oamenii așteaptă apă. Păi ei nu interesează nici ce impedimente sunt, vor apă cât mai repede. Și canalizare, ca bineînțeles. Sper, sper din tot sufletul ca în luna august să vină echipa să înceapă lucrările. Potrivit primarului Cristinel Paltin, putea să fie terminată până la ora actuală, dar negăsind apă, a trebuit să schimbe soluția tehnică. Fondurile pentru această lucrare au fost obținute prin Programul Național de Dezvoltare Rurală. Este vorba de peste 5, ,5 milioane și jumătate de lei, sumă nerambursabilă.